Obezitatea infantilă reprezintă una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică în țările dezvoltate și în curs de dezvoltare. Comorbidități precum diabetul de tip 2 și steatoza hepatică, considerate până nu de mult boli ale adultului, sunt frecvent diagnosticate în momentul de față la copiii cu obezitate. În România, absența statisticilor oficiale face ca obezitatea infantilă să rămână un ucigaș tăcut. Un copil din 4 cu vârste între 7 și 9 ani se confruntă cu probleme de greutate. Federația Mondială a Obezității estimează că în lipsa unor măsuri drastice de prevenție și tratament, până în anul 2030, în țara noastră, aproape 500.000 de copii cu vârste între 5 și 19 ani vor suferi de obezitate. Obezitatea a devenit un fenomen îngrijorător în România. În rândul copiilor, România se situează la un nivel destul de avansat. Suntem pe locul 2 sau 3, depinde de statistici. La ce ar trebui să fie atenți părinții atunci când au de-a face cu un copil care este ușor supraponderal? În primul rând, părinții ar trebui să fie atenți. Pentru că asta este problema. De multe ori, mai ales în societatea românească, există tradiția să fie puțin mai grăsuți, că va slăbi ulterior și este un semn de sănătate, această împlinire corporală. Nu, părinții trebuie să fie atenți în clipa în care copilul începe să aibă nevoi nutriționale suplimentare, să ceară prea mult de mâncare și mai ales în momentul în care își schimbă alimentația. După vârsta de un an și jumătate, când totul se întâmplă corect, mai ales la primul copil și așa mai departe, părinții fac totul după carte sau după mijloace de informare în masă, respectă reguli, sunt foarte atenți la ce mănâncă. Ulterior, ei sunt foarte încântați de achizițiile neuropsihice ale copilor, motorii, și poate lasă pe planul 2 corectitudinea alimentației. Și este cumva și momentul în care copilul este integrat în viața socială a familiei. Și asta e unul dintre momentele cheie, când copilul preia foarte mult din obiceiurile alimentare ale familiei. Astfel că la vârsta asta, de obicei, începe să crească consumul de dulciuri. E adevărat, trăim într-un mediu obezogen și inclusiv canalele TV pentru copii fac reclamă la așa ceva. Copilul asta vede, asta va și cere și va fi ca un fel de recompensă pentru orice lucru bun pe care îl va face, cea mai la îndemână, din păcate, pentru familie. Mese destul de dese sau obișnuința destul de problematică la care cu greu se renunță ulterior în viața adultă, de a ronțăi continuu. Pentru că, într-adevăr, este corect, mesele copilului trebuie să fie număr de 5, 3 principale, 2, să spunem, gustări, distanțate între ele, asta la vârsta mică. Ulterior, după 8-10 ani, cred că se poate renunța la acele gustări cât timp ne asigurăm în timpul meselor necesarul energetic și caloric și de micro-macronutrienți. Atâta că la noi este obișnuința continuă de a mânca ceva sau măcar de a bea, mai ales băuturi îndulcite, și de foarte multe ori atât familia cât și copilul însuși nu realizează cât de mult. Deci poate, de asta spun, principalul este ca părintele să-l observe. Dacă vede că bea, nu știu, mai mult de 2-3 pahare de sucuri îndulcite pe zi, deja e un semn de alarmă. Dacă își dă seama că copilul renunță la fructe în favoarea dulciurilor, dacă fast food-ul este foarte frecvent în viața lor în diferite moduri sau chiar mâncarea prefabricată, ar trebui să-și dea seama. Și obișnuința de a se cântări totuși, de a urmări curbele nutriționale, curbele de creștere ale copiilor. E foarte simplu să sesizezi, sau e mult mai simplu să sesizezi când copilul este supraponderal, și poți să-l întorci dintr-un foarte simplu, doar limitându-i și oprindu-l să se mai îngrașe, decât să ajungă un copil obez. Să ajungă la o obezitate de gradul 2-3, când sunt foarte multe comorbidități asociate, chiar și la vârstă pediatrică, copilul ăla nu a fost observat cum trebuie și a fost lăsat să se îngrașe niște ani. Chirurgia bariatrică este la modă pentru a scăpa de kilogramele în plus. În ce măsură este recomandată în cazul copiilor? Este recomandată în cazul copiilor cu obezitate morbidă. Dacă vorbim de obezitate de gradul 3 și peste morbidă, într-adevăr,
pare a avea indicații. Acum toate studiile sunt în derulare. Nu o să facem niciodată la copii sub 10, 12, cam 14 ani este vârsta, să spunem, de la care s-ar putea pune problema. În alte societăți, de exemplu, există programe, chiar naționale, pentru acești copii care apelează la așa ceva. În sensul că sunt băgați într-un program de dietă, cel puțin un an, dacă nu chiar mai mult, cu consiliere psihologică asociată, inclusiv un program sportiv, pentru că la copii este esențial și mișcatul în aer liber și cât mai mult exercițiu, mai ales în perioada de creștere. Și fără toate aceste elemente, nu are rost chirurgia bariatrică. E adevărat că de obicei se practică la adolescenți care au probleme cu respectul de sine și cu imaginea. E adevărat că mai ales gastric sleeve-ul cumva ajută, pentru că se exclude tocmai acea parte din stomac care secretă grelină și nu mai simt foamea, dar e la fel de adevărat că ne ținând ulterior un regim și o dietă foarte strictă caloric, mulți se reîngrașă. Poate nu la, neapărat la nivelul dinainte, dar mulți se reîngrașă. Și trebuie avut în vedere aici și riscul de operații ulterioare, estetice și așa mai departe, care depind, bineînțeles, de nivelul de obezitate de la care s-a pornit. Sindromul metabolic și diabetul de tip 2 sunt din ce în ce mai întâlnite în rândul copiilor. Nu mai este un caz rar, ci a devenit frecvent. Ce ar trebui să știe, pe de o parte, medicii care au în cabinet pacienți de acești tip și, pe de altă parte, părinții? În primul rând ar trebui să știe că există și să conștientizeze. Și de la primele semne de alarmă, cum ar fi steatoza hepatică, care este destul de frecvent întâlnită și unul în primele semne care apar la copii cu supraponderalitate, chiar până la a fi obezi, ar trebui să ia atitudine și să anunțe familia. Nu trebuie să aștepte să vedem niște valori ale profilului lipidic mult peste normal, complet dezechilibrate, nu trebuie să expunem copiii la un risc cardiovascular, chiar și la ei pot să apară probleme de acest gen. Și la fel trebuie cât mai din pripă luată și tratată așa ceva. Iar părinții trebuie să conștientizeze. Da, există diabet determinat genetic, dar există și diabet datorat proastelor noastre obiceiuri, obezității și așa mai departe. Așa cum și dislipidemia poate fi familială, e adevărat, se pot face investigații în acest domeniu și anchetele familiei de ce anamnestic să descoperi, dar de foarte multe ori este vorba numai de o proastă alimentație și proaste obiceiuri. Deci până la urmă, cred că procesul de educație ar trebui în primul rând să se adreseze cadrelor medicale care să conștientizeze riscul, pentru că copiii de azi sunt adulții care s-ar putea să fie foarte bolnavi peste 10-20 de ani și atunci să fie mult mai complicat de tratat totul. Gândiți-vă la un diabet care evoluează, să spunem, de la vârsta de 10-15 ani spre deosebire de un diabet de tip 2 debutat la 60 de ani. Nu este o bucurie nici la vârsta respectivă, dar nu mai apucă complicațiile să fie atât de dezastroase dacă nu evoluează 40-50 de ani în prealabil. Și mai ales că ar putea fi prevenite prin alimentație sau măcar întârziate multe dintre aceste patologii foarte serioase. Și trebuie ținute sub control. Și educația, în primul rând, și a părinților, dar eu cred că și a copilului. Pentru că copilul, atunci când ajunge independent sau își dorește această independență, la vârsta de adolescent conștientizează riscurile și atunci este mult mai ușor să se adapteze și cu o disciplină alimentară devine un mod de viață și până la urmă vor ști și când trebuie să-și analize care sunt valorile care trebuie urmărite, dar în primul rând știu cum trebuie, că de fapt dieta este în sine un tratament.